Dragi Scorpion, bine ați venit la horoscopul lunii februarie. O lună în care nu mai sunteți în centru atenției, nu ca în alte luni în care era vânzoleala mare pe la voi prin zodie. Țineți minte de lunile anterioare, noiembrie-decembrie, că ați fost pe val. Acum nicio planetă nu trece pe la voi prin zodie, dar asta nu înseamnă că alte planuri nu funcționează. Ba da, și veți vedea că unele dintre ele chiar foarte interesant. De fapt, planul sentimental pare să fie în centru atenției pentru voi. Acolo, în sectorul familiei, iubirii, cuplului, acolo sunt cele mai interesante evenimente. În zona banilor, hai să vorbim despre bani, că sigur pe Scorpion interesează capitolul, prin zona banilor acoperită de săgetător, de luna asta nu mai aveți nimic. Luna trecută încă mai aveați pe acolo un Marte care mai mișca un pic banii prin conturi. Acum câteva luni și mai multă activitate a fost pe acolo. Gata, o vreme o să intrați pe o linie mai liniștită, dar se pare că așteptați de ceva vreme niște rezolvări de natură financiară. Poate de ceva vreme așteptați o renegociere de salariu. Poate așteptați o sumă meritată de multă vreme. Poate munciți la un proiect de luni de zile, și abia acum apar și roadele de natură financiară. Veți vedea că și la sectorul carierei se produce un eveniment important, cam singurul interesant pe luna asta, dar probabil acel eveniment de împlinire, de succes, de culegere de roade, are și conotații financiare. S-ar putea să fiți mulțumiți de ceea ce obțineți. E ca un vis împlinit. Pentru unii poate fi și mult așteptatul câștig, mult așteptatul profit, prosperitate, abundență, vin niște bani pentru unii. Mai ales pentru cei care de luni de zile pedalați la o bicicletă și bicicleta asta se pare că a început să dea și rezultate. Multă vreme părea că nu iese nimic din afacerea asta sau din jobul ăsta sau din activitatea asta, dar ați continuat. Ați avut răbdare, ați zis... Trebuie să iasă la un moment dat ceva. Ați mai tras de timp, ați mai împins un pic căruța asta, ați avut foarte mult de lucru, un efort susținut de luni, de zile. Dar acum se vede. Poate nu e chiar maximum la care puteți ajunge, dar încep să se vadă rezultatele. Motivante de altfel să mergeți mai departe, să continuați. Posibil să simțiți o schimbare de atmosferă, de registru. E altfel decât în alte luni. Ceva s-a schimbat. Da, ceva s-a schimbat pentru că nu mai trec planete pe acolo. Altele sunt planetele care intervin în ajutorul vostru. Dar pentru unii poate fi vorba de o stare de bine, de satisfacție, de liniște, de calm, de banii de care aveți nevoie pentru a vă simți bine. Da, unii s-ar putea să faceți tranzacții foarte importante. E o perioadă în care afacerile ar putea să meargă, să încheiați afaceri, să culegeți roadele unei afaceri deja pe rol de cine știe câtă vreme și care credeți că nu mai funcționează. Luna asta se vor aduna foarte multe planete în Capricorn și în cazul vostru Capricornul se ocupă și de afacerile voastre. Aici vorbesc de cei care aveți o sursă de venit dintr-o afacere sau din tranzacții. Poate vreți să vindeți ceva, să cumpărați ceva și asta e foarte posibil. Multe planete acolo în Capricorn și toate intră în niște combinații rarisime. Am vorbit în horoscopul anului foarte mult despre ce se întâmplă acolo în Capricorn, de aceea căutați-vă și horoscopul anului, dar și filmul numit 20 de momente de top ale anului 2022, în care vorbesc la un moment dat de o aglomerație de planete în Capricorn. A fost aglomerația de planete și la sfârșitul anului 2021, prin decembrie și în februarie din nou. Undeva din a doua jumătate a lunii februarie încep să se și întâlnească aceste planete acolo și se vor aduna la un moment dat 3 planete, ba chiar pe 27 februarie vor fi și 4 planete
în același punct, în casa a treia. Bun, casa a treia nu se ocupă de bani, dar se ocupă de decizii de natură financiară, afaceri, tranzacții, vânzări, cumpărări. Poate unii dintre voi așteptați de multă vreme un declic. Să luați o decizie în legătură cu afacerea pe care o aveți, de exemplu, și care poate, cu pandemie, cu criză, cu cine știe ce, ați fost afectați. Și tot ați aștepta ce să fac cu afacerea asta, să o închei, să o continui. Ori o afacere productivă, adică din care vă câștigați voi pâinea, ori o tranzacție, o vânzare, o cumpărare, un contract, o colaborare. Și a venit vremea să luați o decizie. Mai ales sfârșitul de lună s-ar putea să vină cu acea decizie radicală. De ce? Pentru că se vor aduna la un loc, acolo în Capricorn, Venus, Marte și Pluto. Și Marte și Pluto cine sunt? Cei doi guvernatori ai voștri. O întâlnire între cei doi guvernatori ai voștri negociată sau însoțită de Venus și de Lună. Pe 27 vor fi patru planete în același punct, acea cvadruplă conjuncție despre care spuneam că am vorbit în filmul 20 de momente de top. Foarte posibil această cvadruplă întâlnire sau, hai să zicem, triplă conjuncție care se va simți cam din a doua parte a lunii vă pune în fața unor decizii radicale, marcante, importante. Unii să înceapă afaceri, unii să închidă afaceri, unii să schimbe foaia într-o situație de natură financiară. De la plus la minus pot fi și astfel de fluctuații foarte mari. Unii să vă treziți chiar și cu norocul la poartă. Nu vine din loz în plic sau din bingo, nu despre asta este vorba. Vine din munca voastră. Pentru că erați probabil unii pe cale de a renunța la o afacere. Nu mai funcționează. Renunț la ea. În câteva luni o abandonez, o vând, o trec în insolvență. Și v-ați putea trezi cu o surpriză care schimbă foaia, schimbă roata de la aproape, între ghilimele, faliment, la aproape prosperitate. Și cum voi sunteți obișnuiți cu fluctuațiile astea extreme, de la cald la rece, de la plus la minus, cei doi guvernatori care se întâlnesc în partea a doua acestei luni, într-un sector care, da, se poate ocupa și de banii voștri, foarte posibil pentru unii să aducă niște rezolvări nesperate de natură pe principiul acela ori totul, ori nimic, sau au luat de la zero, sau dărâm tot și reconstruiesc tot, sau de la plus la minus peste noapte. De aceea trebuie să fiți prudent în toate deciziile pe care le luați cu banii voștri și să intrați într-o afacere doar dacă o aveți deja de multă vreme pe rol, vă gândiți la ea de multă vreme, clădiți cei de clădit la ea de multă vreme. Mai puțin lucrurile care pot porni acum. Mai degrabă renașteri decât nașteri. Să vorbim despre iubire, pentru că acolo e activitate intensă. Casa iubirii pentru voi este acoperită de pești, unde de la sfârșit de decembrie e activitate intensă de când a intrat aici Jupiter. Luna asta vine și soarele aici, astfel încât undeva după 18 februarie veți avea 3 planete în zodia aceasta. Pe parcursul lunii, pe aici prin pești, vor avea loc și obișnuitele întâlniri dintre lună și planetele de aici. Pe 3 și 4 luna se întâlnește și cu Jupiter și cu Neptun, care, da, pot aduce momente plăcute, tandre, poetice, frumoase, de visare, de imaginație, de poezie în plan sentimental, momente de intimitate, declarații de dragoste, tot ce vreți. Că e multă frumusețe în sentimente. Luna le mai dă un dram romantic, așa vă simțiți bine în preajma celui drag. După care, pe 3 și apoi pe 18 februarie, plus minus câteva zile, bineînțeles, și încă o dată pe 23 și 24, vor fi 3 momente
pe parcursul lunii, când aceste planete din zona iubirii, Jupiter și Neptun, vor forma sextile. Sextilele sunt aspecte benefice de susținere, de ameliorare, de înaintare a unor planuri. Și iată, poate fi vorba de noi începuturi, cum ar fi sextilul dintre Marte de pe 3 și Jupiter și apoi încă o dată sextil dintre Marte și Neptun de pe 23-24. Pot începe relații noi, puteți cunoaște persoane noi, puteți reactiva iubiri, pot să apară oameni noi în peisaj. Dar poate și mai interesant este în jur de 18 februarie, când se va forma un aspect care nu s-a mai format niciodată. Jupiter, la momentul respectiv, va fi într-un sector al iubirii, în pești, așadar, și Uranus în sectorul cuplului. Ca atare, ceea ce spun aici, deja putem să trimitem către sectorul căsniciei, că și acolo se întâmplă lucruri interesante. În jur de 18 pot apărea evenimente în care iubirea și căsătoria merg mână în mână. Cereri în căsătorie, decizii de căsătorie, activarea iubirii în cuplu, deja oficializat, multă atracție, multă dorință de a fi unul în compania celuilalt. Sunt multe evenimente care vă pun aproape unul lângă celălalt. Pe parcursul lunii, toată luna februarie, Venus și Marte sunt în aceeași zonă, adică în Capricorn, într-un sector al comunicării. Atare voi și persoana iubită, fie că e jumătatea oficială, fie că e doar omul pe care îl iubiți, trebuie să fiți foarte prezenți unul în viața celuilalt, să comunicați, să discutați, să puneți sarea la cale, să vedeți ce lucruri au rămas nerezolvate din trecut, din lunile anterioare. Că și acolo, în zona trecutului, se întâmplă foarte multe. Pentru unii poate fi și un moment de final, de etapă. Nu neapărat final de relație. Pentru o mică parte poate fi și un final de relație. Dar finalul de relație este pentru a începe altceva, probabil mai bun. E, probabil unii simțiți nevoia unei schimbări în plan sentimental, nu conjugal, sentimental. Vreți să lăsați în urmă o sare de lucruri, să uitați ceva, să închideți un capitol. Ce a fost, gata, trecem mai departe. Am învățat o lecție din asta, da, sunteți într-o perioadă cu conotații karmice, nu uitați, trece nodul nord pe la voi prin zodie. Deci foarte posibil pentru unii să fie și relații karmice, relații din altă viață din care aveți ceva de învățat, de tras, de suferit, de reglat, de echilibrat. Dar ce simțiți voi acum e un fel de punct și de aici înainte nu mai contează ce a fost până mai ieri. Nu ne mai uitam înapoi, uităm, ștergem, depășim. Bun, Scorpion nu prea iartă și nu prea uită, ce-i drept, sunteți de multe ori foarte conectați la ce a fost cândva, dar pe semne că vine și un astfel de moment. În unele situații, niște aspecte care s-au produs anul trecut, trebuie șterse cu buretele, să treceți peste, am învățat ceva din asta, să luați o decizie, să închideți, că și aici este loc de renaștere. La sfârșitul lunii spuneam că are loc acea quadruplă conjuncție, dar care este însoțită de o triplă conjuncție, pentru că tripla conjuncție dintre Marte, Venus și Pluto se menține aproape tot finalul de lună. Doar quadrupla conjuncție este pe 27, dar de pe 14 încolo, când se întâlnesc Marte și Venus prima dată, apoi împreună de mânuță se duc la întâlnirea cu Pluto, pentru mulți poate fi moment de punct și de la capăt, de decizie. În orice plan la urma urmei puteți pune punct și de la capăt, dar foarte posibil să fie vorba de iubire, de cuplu, ce a fost, ducă-se, trecutul nu mai are niciun rost și hai să ne uităm doar înainte. Hai să nu ne mai, să nu mai zgândărim trecutul, hai să nu ne mai doară, hai să iertăm, hai să uităm.
Și e nevoie de o, pentru unii e nevoie și de o astfel de decizie de asta radicală, să rupeți pisica. Dacă a rupe pisica înseamnă și un divorț, probabil o să o faceți și pe asta. Nu e exclus. Decizie de divorț, discuție de divorț, ajungeți la concluzie că e singura soluție de eliberare, că altfel nu încheiați o stare toxică, da, această întâlnire dintre Venus, Marte și Pluto are și o conotație toxică, deci unii puteți fi implicați în relații dificile, complicate, toxice, triunghiuri amoroase, gelozii, posesivitate și lucruri de astea care dor și mai ales acolo umblă foarte tare în trecut, în suflet. Tot luna asta va avea loc o conjuncție foarte interesantă în jur de 4 februarie. Soarele se întâlnește cu Saturn în Vărsător și un aspect care are loc doar de 3 ori în anii aceștia. A avut loc odată în ianuarie 2021, acum este a doua oară și mai are loc odată în februarie 2022 și gata cu Saturn în Vărsător, vreau să spun. E Saturn în Vărsător pentru voi este într-un sector al trecutului, al familiei. Deci deja putem lega de ce se întâmplă și în cuplu, și în familie, și în planul vostru sentimental, că v-am spus că astea sunt planurile cheie pentru voi. În rest, nimic. Ați văzut nimic la capitolul bani și nimic la capitolul carieră, adică tranzite planetare și evenimente. Toate sunt aici grămadă între casa a treia, a patra, a cincea și a șaptea. Astea sunt cele mai intensificate pentru voi. E, și această conjuncție, care are loc doar de 3 ori în acești ani, posibil să vindece trecutul. Ați învățat, ați depășit, ați închis capitolul și de aia spuneam că unii acum rămâne de văzut ce înseamnă închide capitolul. Ce înseamnă punct și de la capăt pentru voi? Înseamnă despărțire, înseamnă divorț, înseamnă ce a fost, iertăm și mergem mai departe, vindecați, reparând, luptând pentru relația noastră. Cam toți scorpionii au o formă de renaștere, de punct și de la capăt, așa cum spuneam. Ori datorită triplei conjuncții Marte-Venus-Pluto din a doua parte a lunii, ori datorită conjuncției dintre Soare și Saturn, ori datorită conjuncției și mai interesant dintre Soare și Jupiter din Pești, din sectorul iubirii. Sfârșitul de lună aduce această conjuncție nemaipomenită, care se va prelungi și în martie, practic la grad exact va fi pe 5 martie, dar e minunată. Am numit această conjuncție în acel film 20 de momente de top ale anului 2022, am numit-o cea mai fericită zi din an, 5 martie. Dar se resimte și la final de februarie și prima parte a lunii martie, așa cum ziceam, și la voi se produce sectorul iubirii. Peștii pentru voi sunt în casa inimii voastre. Poate fi un nou început, poate fi punct și un alt capitol în aceeași relație. Acum rămâne de văzut cum dregeți voi busuiocul, ce ați învățat din trecut, ce lăsați în urmă, dacă sunteți dispuși să lăsați în urmă, dacă sunteți dispuși să lăsați bagajul ăla, balastul ăla, mai bine zis, la poartă și să deschideți o poartă nouă, că se deschid multe porți. Spre noutate, spre altceva, spre vindecare, spre uitare, spre altă relație. Dacă această combinație Soare-Jupiter din Pești nu va aduce o iubire nouă, poate o să aducă luna nouă din Pești, dar care va fi la începutul lunii martie? Se pregătește ceva pentru voi. De asta e ca un final de poveste, de ciclu, de capitol, de etapă, ca să înceapă ori luna asta, ori luna viitoare, un drum nou în plan sentimental. Când vine vorba de cuplu, adică de pentru cei căsătoriți, zona cuplului pentru voi este acoperită de Taur, unde este activitate. Multă activitate. În primul rând, au loc o mulțime de aspecte cu planetele de aici. Și aici mă refer la Uranus. Uranus nu-i de azi de ieri aici, deci aceste aspecte se tot formează de vreo 3 ani încoace.
Dar prima săptămână a lunii este marcată de un trigon dintre Uranus, de aici din sectorul cuplului, și Venus din Capricorn, care e într-un sector relațional pentru voi, care e într-un sector al deciziilor, al discuțiilor, încât voi discutați foarte mult cu jumătatea voastră. Pune sarea la cale cât cuprinde. Sunt multe treburi de adus la zi. Inclusiv prima săptămână mai este marcată tot de un aspect în care este implicat Uranus, și anume o quadratură dintre Uranus de acolo din sectorul cuplului și Soarele din Vărsător. Și Vărsătorul este într-un sector al familiei, al trecutului, al restanțelor, al lucruri nerezolvate. Încât stați foarte mult de vorbă în prima săptămână a lunii, comunicare intensă între voi și persoana iubită, familia voastră, să dregeți busuiocul, să reparați niște aspecte. Cel puțin trigonul dintre Venus și Uranus s-a mai format. Odată în noiembrie, odată în ianuarie și odată acum în februarie. Deci de luni de zile tot pune starea la cale și acum s-ar putea să le încheiați, să ajungeți la o concluzie. Și dacă ați ajuns la o concluzie, deja sunteți dispuși să clădiți ceva nou. E un moment de noi începuturi pentru foarte mulți. Spuneam la un moment dat, pe 18 februarie, care are loc un sextil foarte bun dintre Jupiter din sectorul iubirii și Uranus din sectorul cuplului. Și care n-a mai avut loc. Dragoste și căsătorie. Ori unii decideți căsătoria, unii faceți pasul. Sigur, nu doar pe 18, se poate simți poate toată luna. Dar n-a mai fost combinația asta. Cine se căsătorește acum în februarie, se căsătorește din iubire adevărată și are șanse să vadă relația asta crescând frumos, cu potențial. Mai este și nodul nord acolo în sectorul cuplului, încât căsniciile care au loc acum, căsătoriile, nunțile care au loc acum, nu doar luna asta, ci multă vreme de acum înainte, poartă amprenta predestinării. E omul sortit, e omul cu care trebuia să vă întâlniți, omul pe care vi l-a adus destinul în cale să creați un cuplu realmente. Sigur că pe parcurs mai sunt și niște ciondăneli și niște neînțelegeri, absolut firești. Și în prima parte a lunii și la sfârșitul lunii Uranus de acolo mai tulbură un pic niște ape, mai zgândăre niște lucruri din trecut, mai scoate de la naftalină niște aspecte care s-au mai simțit și în alte perioade din trecut. Dar e o combinație bună ce se întâmplă acolo. Cred că cel mai bun este acest moment între Jupiter și Uranus, sextil pe 18, de fapt se simte toată luna, combinată foarte tare și cu minunata conjuncție dintre Soare și Jupiter, de la sfârșitul lunii, care se continuă și în martie și care poate avea conotații benefice în cuplu, pentru că renaște iubirea, pentru că pune iubirea în prim plan. Poate fi un nou început, dar pe un nivel superior, pe un teren mai solid. Și Saturn se întâlnește cu Soarele într-un sector al familiei. Dacă nu vă căsătoriți în lunile astea, nu știu când o să vă mai căsătoriți, dacă sunteți necăsătoriți sau dacă sunteți deja într-o relație, o vedeți că prinde contur. Poate se vorbește de mutare într-o casă nouă, poate se vorbește de venirea pe lumea unui copil, poate vreți să faceți nunta, poate ceva vreți să faceți, de aia discutați enorm cu persoana iubită și treceți și la fapte pe semne. Se văd roadele acestor discuții. Trigonul dintre Venus și Uranus, după care pe 7 va avea loc un alt trigon între Marte și Uranus. Iarăși foarte bun, discuții foarte constructive, productive. Toată luna aveți câte ceva bun în plan sentimental și conjugal care să așeze relația asta pe un făgaș mai bun, mai bine conturat. Nu mai sunteți nesiguri, nu mai sunteți pe un teren oare așa, oare așa. Spuneam la un moment dat de niște divorțuri, da. Vă spuneam de acea întâlnire dintre Marte, Venus și Pluto, dar uneori și divorțul are rol
constructiv, nu doar destructiv. Depășiți un impas, închideți un capitol. E o decizie pe care nu oricine și-o asumă. Deci, o mică parte, poate cei de final de zodie mai ales, născuți la final de zodie, vreau să spun, voi ați putea fi puși în fața unei astfel de decizii de punct și de la capăt prin divorț. Că divorțul nu e un capăt de țară, este de fapt o eliberare, este o decizie greu de luat, dar care rezolvă ceva care nu mai poate fi tolerat. Unde acolo, unde era toxicitate, unde era suferință, mai degrabă, punct, și vă vedeți de drum fiecare în altă direcție, că apar șanse noi la orizont. Iubiri noi, șansa de a vă întemeia o nouă familie, șansa de a vă muta în altă parte, sau dacă decizia aceea radicală este pentru căsnicia deja existentă sau relația deja existentă, o puteți duce această relație pe un teren nou, mai stabil, mai clar, mai matur, mai înțelept, mai trecut deja prin toate probele de încercare, dar le-ați trecut cu brio. Deci, din punctul de vedere și al iubirii, și al familiei, și al cuplului, se întâmplă lucruri interesante luna asta, unele extrem de rare, altele extrem de bune, altele extrem de dure, totul e la extrem, că voi lucrați cu extremele, totul e wow, și care vă, o să vă treacă așa prin niște furtuni, de la cald la rece, de la sus la de sus jos, de la plus la minus, dar ce rămâne în urma acestui tumult, acestui cutremur, pare să fie o nouă viață pentru voi, scorpionii. Când vine vorba de muncă, e cam gol. Sectorul locului de muncă acoperit de berbec nu conține nicio planetă, nu vine nimic pe aici prin zodie, iar în zona carierei acoperită de leu pentru voi nu trece nicio planetă. Dar pe 16 februarie are loc faza de lună plină. E, luna plină de luna asta are loc în leu, care unde este? Este într-un sector al carierei pentru voi. E singura lună plină din zona carierei pe anul ăsta. Deci este momentul vostru de glorie, momentul vostru de apogeu. Vă puteți remarca, arătați cine sunteți, dați din coate, câștigați, obțineți ceea ce v-ați dorit, că leu, să știți, nu că voi sunteți lei, leu, acolo unde este luna plină, leu ca energie, leu ca putere, se manifestă plenar, arată ce știe, el este number one, el este superlativul. Deci puteți trece în jur de 16 februarie printr-un moment de superlativ, de punct, de vârf. Unii puteți să vă vedeți un mare vis împlinit, ceva ce ați început acum 6 luni, de exemplu, puteți vedea acum unde ați ajuns. Poate ceva a început la luna nouă din Scorpion, poate ceva a început la luna nouă din Leu. Acum vedeți roadele acestor eforturi, că ați dat din coate, ați muncit. Pentru alții, luna asta poate veni cu o schimbare, nu uitați că Marte, Pluto, cei doi guvernatori ai voștri se întâlnesc și e foarte rară și e ultima întâlnire dintre Marte și Pluto în Capricorn. Se vor întâlni peste 2 ani din nou, dar nu în Capricorn, nu într-un sector al deciziilor, nu într-un sector al informațiilor care vă parvin sau pe care le emiteți. Deci pentru unii poate fi o decizie radicală. Și care, pentru unii, spuneam, poate schimba viața sentimentală, pentru alții poate schimba zona profesională. Poate veni și un tsunami așa prin viața voastră, ceva hodorong-trong, neprevăzut. Posibil și asta. Dar anume vine acest cutremur, că după ce cutremurul dă jos ce trebuie să dea jos, după aia o puteți lua de la capăt pe un teren curățat, ce era instabil a căzut, s-a dărâmat. Deci dacă erați într-o zonă incertă a carierei voastre, poziției voastre profesionale, dacă vine un astfel de moment de buf, după aia vă ridicați, dar probabil de la zero. Sunteți într-un moment de
reconstrucție, de renaștere. Am spus la un moment dat că sunteți într-un moment de renaștere. Tripla asta conjuncție și quadrupla conjuncție de pe 27 vă poate pune în fața unei alegeri, unei decizii, unei acceptări a unei situații picate din senin. Pentru unii poate veni și o surpriză a destinului care vă ia așa pe nepregătite și nu prea vă puteți opune. Își cam bagă coada destinul, trece nodul sud pe la voi prin zodie și va trece un an și ceva de acum înainte, deci voi veți tot trece prin lecții peste lecții. Nu vă așteptați la dezastre, că nu despre asta e vorba, dar unii puteți fi puși în fața unei decizii radicale, ori, ultimativă, drastică. Pentru unii pare catastrofală, că e o dărâmare, dar ce iubește scorpionul mai mult și mai mult? Să o ia de la zero. Deci foarte posibil, cine știe, poate quadrupla conjuncție de la sfârșitul lunii vă dărâmă toată construcția în plan socioprofesional ca să porniți în altă direcție, dar altă direcție înseamnă renaștere, reconstrucție, repornirea motoarelor, dar pe făgașul care vi se potrivește vouă. Ce vă este vouă dat, dictat, predestinat, menit, misiune personală, vocație, calea potrivită. Posibil să aveți de ales așa sau așa, merg încolo sau merg încolo, rămân pe ce am sau schimb total direcția. De aia s-ar putea cam toată luna să tot analizați. Că asta fac planetele de acolo din Capricorn, vă pun mintea la contribuție. Ce să fac? Ce să aleg? Și poate încă de luna trecută tot vă gândiți voi la niște alegeri și ori quadrupla conjuncție, ori luna plină de pe 16. Sunt multe aspecte care vă pun în fața, ori conjuncția Soare-Saturn de pe 4, ori conjuncția Soare-Jupiter de la sfârșitul lunii, o grămadă de momente cheie sunt pe parcursul lunii care vă dau șansa unor noi începuturi. Benefice. Prea sunt evenimente rarisime, dacă nu și unicat. Quadrupla conjuncție, sigur, este unicat. Deci e o lună mai specială pentru unii. Pentru unii nu înseamnă că toți scorpionii trec acum prin furtuni. Dar după furtună vine vreme bună, știți foarte bine. După ce se dă tot peste cap, se echilibrează viața voastră. Plăcile tectonice se reașează. Că asta e cutremurul. Se reașează, da, mă rog, energia pe care o emană un cutremur ne sperie. Deci, chiar dacă vine tornada, chiar dacă vine tsunami, chiar dacă vine cutremurul, aici am pus toate fenomenele extreme și vouă vă place extremul. Deci, dacă vine tornada prin viața voastră, ce rămâne în urmă e altceva. E curat, e liniște, s-a eliberat terenul de moloz de la capăt. Pe teren gol puteți să o luați de la capăt, dar spre mai bine. Și luna plină s-ar putea să vină cu acel moment de apogeu, de fericire, de succes, de încântare, să arătați ce puteți, cine sunteți, să țintiți sus, să vă dați rivale la o parte, să primiți ce meritați, să vă arătați justa lumină, strălucire, glorie. Dar pentru unii tot succesul ăsta vine și în urma unui, hai să zicem, șoc al destinului. Asta este luna februarie pentru voi scorpionii, de top din anumite puncte de vedere. Dați drumul la motoare, renașteți, bucurați-vă de viață, iubiți intens. Și ce să vă doresc decât o lună de top.